Bună seara și bun venit la Sinteza Săptămânii. Voi prezenta cele mai importante evenimente politice, sociale, economice și religioase ale acestei săptămâni. Senatorul independent din Vermont, Bernie Sanders, care s-a bucurat până de curând de o susținere puternică în alegerile primare democrate, se retrage din cursa pentru Casa Albă, punând capăt celei de-a doua tentative de a obține investitura democrată, recunoscând astfel că nu mai poate recupera avansul înregistrat de către fostul vicepreședinte, relatează The Associated Press. Senatorul în vârstă de 78 de ani și-a anunțat echipa de campanie că își suspendă campania pentru a deveni președinte. Campania se termină, dar lupta continuă, spune acesta. Decizia survine în contextul în care campania electorală a fost întreruptă din cauza pandemiei de coronavirus. Fostul vicepreședinte Joe Biden, în vârstă de 77 de ani, rămâne acum singurul candidat democrat în cursă pentru a-l înfrunta pe Donald Trump în scrutinul de pe 3 noiembrie. Șeful diplomației britanice Dominic Raab îi va ține locul premierului Boris Johnson, aflat la terapie intensivă din cauza coronavirusului. Marea Britanie va continua să se asigure că planurile premierului Boris Johnson de combatere a pandemiei de coronavirus sunt duse mai departe, a spus Raab, citat de Reuters. Eurosceptic convins și un mare iubitor de box a fost numit în funcție după ce Boris Johnson a venit la putere în luna iulie. Fiul unui refugiat evreu ceh care a ajuns în Regatul Unit în 1938 și a murit de cancer când Dominic Raab avea doar 12 ani, actualul șef al diplomației a fost crescut de mama sa în religia anglicană. DPA relatează că starea premierului britanic Boris Johnson este stabilă și răspunde la tratament. El primește în continuare îngrijiri la unitatea de terapie intensivă a Spitalului Sfântul Thomas. Starea sa de spirit este bună. Marea Britanie avea confirmate în ultimele rapoarte 60.733 de cazuri de COVID-19, dintre care 7.097 de decese. Președintele american Donald Trump a declarat că Organizația Mondială a Sănătății OMS a eșuat în modul de a gestiona pandemia cu noul coronavirus, acuzând organizația că este foarte China-centrică, relatează DPA. Se pare că OMS a ignorat datele din Taiwan, ce indicau existența de contacte, în timp ce Beijingul afirma contrariul. Criticile din partea lui Trump vin pe de altă parte și pe fondul preocupărilor crescânde legate de felul în care a gestionat însăși Casa Albă, semnele inițiale că se apropie o pandemie, minimalizând riscul că Statele Unite să fie afectate. Statele Unite sunt principalul donator de fonduri către organizația cu sediul la Geneva, plătind în 2019 peste 400 de milioane de dolari, pe când China a plătit doar 44 de milioane de dolari, notează Reuters. Directorul Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom, a cerut ca pandemia de COVID-19 să nu fie politizată, îndemnând Statele Unite și China să se unească pentru a combate acest inamic periculos. Organizația pentru interzicerea armelor chimice a acuzat în premieră armata regimului sirian al lui Bashar al-Assad de comiterea unor atacuri chimice în nordul țării în 2017. Echipa de identificare și investigații spune că există motive rezonabile de a crede că autorii utilizării de gaz sarin ca armă chimică în orașul Al-Lataminah pe 24 și 30 martie 2017 și ai utilizării clorului ca armă chimică pe 25 martie 2017 erau indivizi aparținând forțelor aeriene siriene. Atacuri de o asemenea natură strategică ar fi avut loc doar pe baza ordinelor primite de la autoritățile superioare din Comanda Militară a Republicii Arabe Siriene, a declarat Santiago Onate, citat de Reuters. Potrivit raportului, piloții ai forțelor aeriene siriene pe avioane Suhoi și elicoptere au lansat bombe conținând clor și gaz sarin deasupra localității din regiunea Hama în martie 2017. Comisia susține în primul său raport că peste 100 de persoane au fost afectate de atacurile din 24, 25 și 30 martie 2017 de la Al-Lataminah. Raidurile aeriene au fost efectuate de la bazele aeriene din Sarat și Hama, relatează Reuters.
Străinii care intră în Franța sau în teritoriile franceze de peste mări au nevoie de un permis de călătorie, a anunțat Ministerul de Interne de la Paris. Formularul în limba engleză și franceză, care poate fi descărcat de pe site-ul de internet al Ministerului, trebuie completat și prezentat la punctele de trecere a frontierei sau înainte de îmbarcarea în cursele aeriene către Franța, relatează DPA. Nu doar turiștii, ci și cei care trebuie să intre în Franța din alte state membre ale Uniunii Europene din motive de serviciu trebuie să precizeze motivul călătoriei. De asemenea, personalul navelor și avioanelor și lucrătorii din transporturile internaționale de mărfuri trebuie să aibă documentul asupra lor. În Franța se aplică restricții de călătorie de la jumătatea lui martie pentru limitarea transmiterii coronavirusului. Rezidenții pot ieși din locuințe doar cu permise în care se precizează motivul deplasării. Franța a intrat în izolare la 17 martie, iar măsura a fost deja prelungită până la 15 aprilie. Premierul Edouard Philippe a afirmat că probabil va fi nevoie ca izolarea să fie prelungită pentru alte câteva săptămâni. Franța raportează un număr total de 10.869 de decese, relatează DPA. Incendiul de pădure care devastează zona de excludere din jurul centralei nucleare Cernobâl continuă să se extindă, iar suprafața cuprinsă de flăcări a crescut de 3 ori din cauza rafalelor de vânt, însă radioactivitatea nu a crescut, relatează AFP. Incendiul a izbucnit în zona de excludere cu o rază de 30 de kilometri în jurul centralei de la Cernobâl. Nivelul radioactivității relatat de Kiev și în zona de excludere instituită în jurul centralei în urma accidentului nuclear din 1986 nu au depășit normele autorizate, a anunțat organismul însărcinat cu supravegherea zonei. Avioane au deversat 72 de tone de apă în foc, iar două elicoptere și 120 de pompieri salvatori au fost desfășurați la fața locului. Incendiul a fost provocat de către un tânăr în vârstă de 27 de ani, locuitor al unui sat situat în apropiere de Cernobâl, care riscă până la 5 ani de închisoare cu privire la distrugerea vegetației. Unul dintre reactoarele centralei de la Cernobâl a explodat la 26 aprilie 1986 și a contaminat, potrivit unor estimări, până la 3 sferturi din Europa. Zona situată pe o rază de 30 de kilometri în jurul centralei accidentate a rămas de atunci abandonată. Americanii trebuie să fie pregătiți pentru o săptămână dificilă, spun oficialii din sectorul sănătății. Ce recomandări dau aceștia? Aflăm după această scurtă pauză. Administrația Trump intenționează să redeschidă economia Statelor Unite atunci când își vor da acordul cei mai buni experți în domeniul sănătății ai țării, dar viața americanilor va fi mult schimbată, a declarat consilierul economic al Casei Albe, Rory Kuldow. Chiar dacă oamenii vor reveni la serviciu și la școală, va trebui să stea acasă dacă vor avea semne de boală. Vor fi supuși unor testări continue pe scară largă și li se va controla temperatura. Suntem conștienți că lucrurile vor fi diferite. Va fi o nouă trăsătură a vieții americane și nu știu cât de repede se va întâmpla acest lucru, dar va fi foarte, foarte important pentru că, în mod evident, dorim să evităm orice reapariție, a spus Kuldow. Este încă neclar când va reveni economia, care este în mare parte închisă la activități normale, în condițiile în care un număr de state se apropie de momentul de vârf al cazurilor, iar recomandările federale sunt ca distanțarea socială să fie menținută până la sfârșitul lunii aprilie. Oficialii din sectorul sănătății au spus americanilor să fie pregătiți pentru o săptămână dificilă, în contextul creșterii numărului de decese. Statele Unite depășind pragul de 435.000 de cazuri de coronavirus, citează Reuters.
O parte din clădirea Parlamentului European din Strasburg va fi pusă la dispoziția celor fără adăpost în timpul situației de urgență provocate de pandemia de COVID-19. Iar bucătăriile legislativului comunitar vor găti peste 1000 de mese pe zi, care vor fi distribuite celor nevoiași și personalului medical. Președintele David Sassoli a declarat că Parlamentul European a decis să pună o parte din clădire la dispoziția celor fără adăpost și celor mai vulnerabili în societate, pe perioada acestei urgențe sanitare grave. În bucătăriile noastre se vor găti peste 1000 de mese pe zi, care vor fi distribuite celor nevoiași, precum și lucrătorilor din domeniul medical, pentru a-i ajuta să-și facă treaba, a declarat Sassoli. Suntem aproape de cei care suferă, de cei care muncesc neobosit în spitalele noastre, de orașul și de oamenii din Bruxelles, precum și de cei din Strasburg și Luxemburg, care ne găzduiesc și care au nevoie de ajutor astăzi. Puterea Europei este în abilitatea ei de a acționa cu solidaritate, a mai spus președintele PE într-un mesaj pe Twitter. Organizația Internațională a Muncii a declarat săptămâna aceasta că 2,5 miliarde de persoane din întreaga lume vor suferi din cauza crizei. Fostul președinte francez François Hollande, îndoliat de moartea tatălui său într-un azil parizian de bătrâni, EHPAD, și-a exprimat susținerea față de personalul acestor instituții aflate în prima linie a luptei împotriva noului coronavirus, relatează AFP. Vreau să aduc un omagiu întregului personal din azilele de bătrâni care luptă împotriva virusului și care însoțesc persoanele cele mai în vârstă și de cei care asigură sarcinile esențiale în această perioadă. Este mai dureros pentru mulți francezi să piardă o ființă dragă în această perioadă în care este imposibil să mergi să o vizitezi, a declarat Hollande. Să nu poți să-i vezi înainte să plece este o situație crudă pentru mulți dintre noi. M-am supus și eu acestei discipline, am discutat la telefon cu tatăl meu, dar nu am putut să-l vizitez. Și am fost nevoit să aștept să fie scos din EHPAD pentru a-l vedea într-o cameră funerară a doua zi, a mărturisit el. Tatălui François Hollande, fost medic, a murit sâmbătă la vârsta de 96 de ani, fără o legătură aparentă cu COVID-19, citează AFP. Israelienii care poartă barbă din motive religioase vor dispune de acum înainte de opțiunea utilizării unor măști sanitare realizate pe comandă, pentru a se proteja astfel de noul coronavirus, în loc să fie nevoiți să renunțe la bărbi, relatează Reuters. Ca parte a măsurilor adoptate pentru a combate pandemia de coronavirus, autoritățile israeliene au cerut rezidenților să-și acopere gurile și nasurile atunci când se află în spații publice. Mulți dintre credincioșii evrei și musulmani din Israel, dar și anumiți preoți creștini, poartă barbă pentru a-și exprima astfel credința în Dumnezeu. Iar această chestiune a ridicat întrebări în rândul societății israeliene legate de felul în care părul facial ar trebui să fie întreținut în timpul pandemiei. Măștile sanitare vor fi adaptate pentru a se potrivi cu aspectul facial al acestor persoane și vor fi disponibile peste câteva zile. Cei care poartă barbă vor putea să folosească măștile care li se potrivesc, a declarat un oficial israelian. Rabinul șef al Israelului a declarat că are în vedere posibilitatea emiterii unui decret care să permită evreilor credincioși să-și radă bărbile, dacă Ministerul Sănătății va considera necesar acest lucru. Premierul israelian în exercițiu, Benjamin Netanyahu, a declarat carantină totală pentru primele zile ale vacanței de o săptămână a sărbătorii Paștelui evreiesc, relatează DPA. Pentru a preveni repetarea creării unui focar masiv de coronavirus, așa cum s-a întâmplat după sărbătoarea de Purim, la începutul lunii martie, israelienii nu vor avea voie să-și părăsească cartierele. Cetățenilor nu li se va permite să-și părăsească deloc locuințele începând de miercuri, ora 16, în ajunul sărbătorii celebrată în mod obișnuit, printr-o cină în familie și până a doua zi la ora 5.
Suntem într-o săptămână fatidică, există cu siguranță o tendință de îmbunătățire, a declarat Netanyahu. Dar orice crede că putem încheia carantina spunând bam și gata, s-a terminat, greșește profund. Pesahul nu va fi Purim, a subliniat premierul, folosind cuvântul ebraic pentru Paște. Unitățile de poliție vor fi desfășurate în toată țara pentru a asigura respectarea deciziei. O ridicare treptată a blocajului, care până acum a fost parțial, va fi posibilă numai după Paște, a mai spus Netanyahu. În ciuda carantinei, toate parohiile și mănăstirile ortodoxe din Georgia vor rămâne deschise pentru Duminica Floriilor și Paște, conform unei hotărâri luate de Patriarhul Ilia. Georgia a instituit un regim de carantină, iar adunarea a mai mult de 3 persoane în locuri publice este interzisă. În schimb, preoții georgieni pot sluji Sfânta Liturghie în curtea lăcașurilor de cult. În martie, Patriarhia Georgiei i-a chemat pe credincioși la mai multă rugăciune, pe preoți să stropească bisericile și străzile din jur cu apă sfințită și să tragă clopotele în fiecare zi. Patriarhul Ilia consideră că pandemia este o încercare prin care creștinii sunt chemați să se întărească în credință și rugăciune. Astăzi, când o nouă molimă s-a răspândit în toată lumea și amenință viața populației, este firesc ca creștinii să-și pună nădejdea în Domnul și să simtă chemare spre biserică. Pentru credincioși, mâncarea spirituală este la fel de importantă și necesară ca mâncarea fizică. Prin urmare, este imposibil să închidem ușile bisericilor, ci ele vor fi deschise pentru cei care vor să vină la biserică, să primească harul lui Dumnezeu și să fie întăriți spiritual, a spus Patriarhul Georgiei. Acesta i-a îndemnat pe credincioși să respecte instrucțiunile corespunzătoare, să păstreze distanța socială, să rămână în curtea bisericii în timp ce asistă la slujbele religioase. Patriarhul Ilia a mărturisit în urmă cu câteva săptămâni că a avut o viziune spirituală, prin care a înțeles că vom putea depăși această boală cu ajutorul rugăciunii și cu binecuvântarea Domnului, citează site-ul orthodoxchristianity.com. Tenorul italian Andrea Bocelli va cânta de Paști într-o biserică goală. E posibil un concert fără public? Vom afla după această scurtă pauză. Tenorul italian Andrea Bocelli va interpreta în Duminica Paștelui Catolic o suită de cântece religioase care vor fi difuzate în lumea întreagă, în cadrul unui eveniment organizat fără spectatori la Domul din Milano, oraș situat în una dintre cele mai grav afectate regiuni ale lumii de pandemia de coronavirus, informează AFP. Domul va fi gol, dar prin streaming vom oferi vocea artistului lumii întregi. Catedrala Arhiepiscopiei Romano-Catolice din Milano va fi închisă pentru public ca orice altă biserică în această perioadă. Evenimentul se va ține cu ușile închise, iar artistul o să fie acompaniat doar de organistul Emanuele Vianelli. Tenorul italian a declarat că acesta nu va fi un concert, va fi mai degrabă o ocazie de a ne ruga împreună. O rugăciune pentru Milano și pentru lume. În fața unui eveniment absolut dureros, tragic, o bună ocazie pentru a difuza slujba de Paște și un mesaj de iubire și de izbăvire. Biserica va fi goală, dar noi vom fi, sper, o vastă mulțime interconectată, grație internetului, uniți printr-un filon subtil, credința, care este mai puternică decât orice distanță aparentă, spune artistul. Concertul va fi transmis pe YouTube, notează cotidianul Corriere de la Sera.
Italia este țara cel mai grav afectată de pandemia de COVID-19, cu un total de 17.669 de morți și peste 139.422 de cazuri de contaminare. Liderul naționalist italian Matteo Salvini spune că bisericile ar trebui deschise de Paști, fie și cu limitarea numărului de credincioși admiși în interior și cu respectarea măsurilor de protecție, relatează site-ul sputnik.md. Nu pot să stau să aștept știința, nici eu, nici bunul Dumnezeu, deoarece știința singură nu este suficientă pentru a învinge acest monstru și a ieși din case. Ne apropiem de Paști și avem nevoie și de protecția inimii neprihănite a Fecioarei Maria, a declarat Matteo Salvini. Îi susțin pe cei care cer ca într-o manieră ordonată și igienică, în grupuri mici, să fie lăsați să intre în biserică. Lăsați câte 3, 4, 5 persoane să asiste la slujba de Paști. Ai nevoie să mergi la tutungerie deoarece nu poți sta fără țigări. Dar pentru mulți, grija pentru suflet este tot atât de fundamentală cum este cea pentru trup, a declarat Salvini. Sfintele Paști, învierea Domnului nostru Iisus Hristos, pot să fie pentru milioane de italieni un moment de speranță la viață, a adăugat el, precizând că există un apel adresat episcopilor pentru a le permite credincioșilor, respectând distanțele cu măști și cu mănuși în număr limitat, să intre în biserici, la fel cum intrăm în număr limitat și în supermagazine. Sfintele Paști, învierea Domnului nostru Iisus Hristos, este un moment dătător de speranță și de viață pentru milioane și milioane de oameni, a declarat liderul politic într-un interviu Sky TG24. Odată cu apropierea Paștelui sărbătorit anul acesta pe 12 aprilie, toți catolicii polonezi trebuie să-și mărturisească păcatele, iar cum bisericile sunt închise, pentru mulți, soluția găsită este practicarea tainei confesiunii într-o parcare. În fața unei biserici din Varșovia, un preot cu mască de protecție așezat în mașină îl ascultă pe un penitent aflat într-un vehicul parcat alături, relatează AFP. Confesiune în parcare. Îi anunță un afiș pe cei care încă nu au aflat de acest lucru. Mai multe mașini așteaptă cu răbdare la coadă pentru a ajunge lângă automobilul părintelui Mateusz Chialarsk, în fața imensului templu al Providenței Divine, aflat în sudul Varșoviei. Însă unii credincioși vin și pe jos, mulți dintre ei purtând măști de protecție. Marcin, de 44 de ani, un angajat al clubului sportiv Legia Varșovia, mărturisește că i s-a întâmplat în numeroase rânduri să-și mărturisească păcatele în diverse locuri, în picioare, mergând sau în genunchi, într-un confesional. Asta nu schimbă nimic, pentru că mărturisirea păcatelor nu este un loc, este un sacrament, spune el. Și Carolina, o contabilă de 40 de ani, spune că este straniu, se simte ciudat. Însă pentru siguranță și pentru a ne putea mărturisi păcatele cu seninătate, cred că este bine. Confesionalele Drive-In au fost lansate săptămâna trecută și în alte orașe din Polonia, preoții inspirându-se din exemplul confraților lor americani. Pat Allerton, în vârstă de 41 de ani, un vicar britanic, speră să ridice moralul londonezilor, oferind servicii religioase mobile în contextul crizei declanșate de noul coronavirus, susținând slujbe de 10 minute din mașina sa în fiecare zi, în altă zonă din Londra, relatează Press Association. Este doar o activitate comunitară, a declarat el. Denumit și preotul portabil, Pat Allerton a vizitat străzile unor cartiere din Londra, unde a oficiat rugăciuni și a interpretat cântece bisericești la difuzor pentru locuitorii izolați la domiciliu și care nu pot ajunge la lăcașurile de cult. Veniți la fereastră sau la ușă și alăturați-vă cântecelor. Fiți o parte a cartierului și comunității voastre pentru acest scurt moment, spune preotul. Vicarul de la Biserica Sfântul Petru din Notting Hill a spus că se va opri într-o clipă dacă autoritățile îi vor cere acest lucru.
Însă după ce a primit mii de mesaje de mulțumire online și a exprimat speranța că va putea continua să ridice moralul londonezilor în timpul pandemiei. În aceste vremuri, speranța este esențială și despre asta este vorba, să aducem speranță oamenilor, mărturisește preotul Pat Allerton. Sărbătoarea Paștelui este cea mai importantă și veche sărbătoare creștină, fiind celebrată în jurul anului 1400 înainte de Hristos. Paștele creștin derivă din Paștele evreiesc, numit Pesach, cuvânt de origine al cuvântului Paști. Prima referință din Biblie care ne informează cu privire la această sărbătoare o găsim în cartea Exod, ieșirea din Vechiul Testament. Dumnezeu a instituit această sărbătoare pentru poporul evreu cu ocazia celei de-a 10-a plăgi, prin care egiptenii au fost loviți datorită refuzului de a le permite evreilor să plece pentru a se închina lui Iahve, singurul Dumnezeu adevărat. În calendarul religios iudaic, sărbătoarea Paștelui era prima sărbătoare. Evreii trebuiau să ducă jertfă un miel sau un ied fără cusur, de parte bărbătească de un an. Mielul era ales în ziua a 10-a lunii Nisan și era jerfit doar în ziua a 14-a lunii, indiferent de ziua săptămânii. După ce mielul era jerfit, se lua din sângele său și se ungeau stâlpii ușilor și pragul de sus. Acea ungere a ușilor servia ca un semn de deosebire între casele evreilor și cele ale egiptenilor, în noaptea în care întâi născuța egiptenilor aveau să fie omorâți. Timp de 7 zile, evrei trebuiau să mănânce azin. Semnificația Paștelui era una profundă pentru fiecare evreu. Amintea fiecăruia de izbăvirea din robia egipteană și de cruțarea evreilor în noaptea în care întâi născuți ai egiptenilor au fost omorâți. Acea cruțare avusese loc în virtutea jertfei de Paște. Sângele mielului jerfit era un simbol al viitoarei jertfe a lui Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu, care avea să fie jerfit pentru păcatele noastre. La cina cea de taină, în noaptea când a fost trădat, înainte de a fi prins și arestat, Domnul Iisus a instituit sărbătoarea Paștelui nou-testamental, după porunca ce a fost dată de Dumnezeu. Apostolul Ioan relatează așa de frumos învierea lui Iisus Hristos. În ziua dintâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: "Au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus." Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel dintâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el. A intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc, singur. Atunci, celălalt ucenic care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Căci tot nu pricepeau că, după Scriptură, Iisus trebuia să învieze din morți. Apoi, ucenicii s-au întors acasă. Dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb, șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. "Femeie," i-au zis ei, "pentru ce plângi?" Ea le-a răspuns: "Pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus." După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus, stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. "Femeie," i-a zis Iisus, "de ce plângi? Pe cine cauți?" Ea a crezut că este grădinarul și i-a zis: "Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau." Iisus i-a zis: "Marie."
ea s-a întors și i-a zis în evreiește, rabunii, adică învățătorule. Nu mă ține, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Învierea este fundamentul vieții creștine. Tuturor creștinilor care prăznuiesc Paștele în această duminică de 12 aprilie, vă doresc sărbători binecuvântate și Hristos a înviat! Doamnelor și domnilor, aici se încheie retrospectiva știrilor RTN. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Ne puteți urmări live pe rețeaua de socializare Facebook, pe canalele de televiziune RTN Chicago și Alpha Omega TV. La revedere pe săptămâna viitoare. Happy Easter!